a Conorral való ütközése után, neki több hetet, másfél hónapot ki kell hagynia egészen biztosan. Rő viszont visszatért az Ázsia bajnokságról, méghozzá nem is akárhogyan a döntőben 19 gólt szerzett, bármilyen osztály, bármilyen nem, bármely nem, bármilyen mérkőzésén, kézilabdában a 19 lőtt gól azért magasan arra utal, hogy a játékos jó formában van. A hangulatról még annyi, mert ebből itt úgy tűnik soha nem elég. Amikor itt nem voltunk az elmúlt másfél-két órában a Polivalentában, akkor nagyon sok Rapid szurkoló, még közép már itt volt a Győr kapuja mögött, viszont úgy csendesen halkan meghúzódtak, és úgy tűnik megvárták a mérkőzés kezdetét, mert hogy most beindultak, 50 győri. Ne pregătim la fluierul arbitrilor croați, Dalibor Jurinović și Marko Mrvica, să vedem primul atac care va fi al Rapidului, care începe cu Capitanović, interdreapta Espinola, Buceschi conducător de joc, Ostase pivot, Canor va fi inter stânga, Marta Lopez în extrema dreaptă și Jennifer Gutierrez în extrema stângă. Nu ne așteptam la o altă formulă de atac a lui Carlos Vivero. Aveți în imagine pe cea care nu a jucat săptămâna trecută, interul dreapta corean Eun-hee Ryo, a doua marcatoare a mondialului din 2019 de la Kumamoto, o jucătoare foarte importantă pentru Gheor. Iată și coreografia suporterilor rapidiști. Și aceasta este numai o parte din ce au pregătit ingenioșii suporterii ai Rapidului, care, iată, așteptând atâția ani, l-a venit și rândul Liga Campionilor la handball feminin. Este și capitanul echipei de fotbal, Săpunaru, deci în tribună dintre suporteri, așa cum îl știm. Ior pentru această partidă cu Haustad, Gonovski, Blom, Schatzel, Hans, Riu, Ovdedal, Solberg, Lukács, Fodor, Zemico, Brock, Falufeghi, Farkas și Sandra Tov, din jucătoarele lui Martin Ambros. Lisește Ana Gros, interul dreapta, care s-a centrat la piramida nazală chiar în meciul tur. Și în continuare Veronica Christiansen nu este în lot, are probleme de altă natură. Primul atac funcțional pentru Rapid în această partidă. Eliza Buceschi în centru, Espinola dreapta, Canor stânga. A plecat Gutierrez din extrema stânga, al doilea pivot, Espinola vrea să infiltreze între apărătoarele centrale, acum Buceschi pentru Lopez. Canor, prima aruncare și peste poartă. Rapidul a ratat primul atac al acestei partide. Silje Solberg, cea care a apărat foarte bine în manșa tur, câștigată de Gheorghe cu 32-30. Să spunem că în clasament Rapid este pe locul al patrulea, iar Gheorghe este pe locul al doilea, un punct în spatele lui Mes, care și-a jucat meciul din această etapă. Oftedal, Brock, pivotul titular pentru Martin Ambros, Anemete Hansen, intră în cercul dintre stânga, Riu, inter dreapta, nicio surpriză nici de partea lui Martin Ambros. Foarte bună parada Ivanei Capitanović în fața sudcoreencei Riu. Duce în fața a doua să rupia maghiarele. Canor pasă pe culoare, Espinola la gol! Rapid! 1-0 pentru campioana României în fața celei din Ungaria. Este penultima etapă din acest an competițional în Liga Campionilor săptămâna viitoare. Rapid are meci în Norvegia cu Storhamăr, iar Gheorghe la Budușnost. Da, iar CSM București va întregi tabloul română-norvegian cu un meci pe teren propriu împotriva lui Vaikos. Ataca lui Gheorghe acum, Riu, trebuie să stăm foarte bine în apărare. Espinola oprește pe Riu, aruncare de la 9 metri. Espinola este singura variantă interdreapta pentru Carlos Iver, așa cum Riu este la fel singurul interdreapta lui Martin Ambros. Aruncare de la 9 metri, se apără bine Ostase, a luat-o pe braț pe Riu. Apărare centrală la noi, Ostase și Espinola, intermediar Canor și Buceschi, arbitrii mare experiență și de mare valoare. Îi știți pe cei doi croați, Oftedal își face culoar, deschide unghiul și înscrie în cross, ceva tipic pentru ea. 1-1, Rapid, Gheorghe într-o atmosferă fabuloasă, cu siguranță nu va fi niciun moment de liniște, mai bine de o oră aici în bătrâna sală polivalentă. Rapidiști au fost și la Gheorghe, ați văzut, s-a trecut la Divisport aproximativ 300 și au lăsat o impresie extraordinară celor maghiari. Eliza
pătrunde inteligent stânga-dreapta și înscrie 2-1 pentru Rapid. Deocamdată nu pare în meci sud-corean Riu, 8 dar pătrunde și ea îi oferă replica Elizei Cuceschi și marchează pentru Gheorghe. Spuneam de Riu, s-a întors de la campionatele Asiei pe care le-a câștigat împotriva, le-a câștigat cu Naționala Coreei de Sud împotriva Japoniei, un meci foarte intens acela, un meci câștigat de Corea de Sud după prelungiri, dar Riu pare destul de greoaie, iar Eliza Pucheschi a reușit mai devreme să marcheze depășind-o foarte ușor pe sud-coreancă. Atac al Rapidului. Broc încearcă o apărare 5-1 pentru maghiare. Canor joacă central, Ostase cu spatele la poartă, gol superb pentru Lorena Ostase, 3-2 și facem repiere, n-au avut timp de repunere rapidă jucătoarele Ghiorului. Ovdedal pentru Riu, luat în primire de Canor și Ovdedal își calmează colegele în pozițional. În acest timp suporterii cântă imnul Rapidului. Ghior are atacul, minutul 4, mai mult ca oricând Ghior poate fi învinsă la București în această după-amiază. Pleacă în circulație Lucas, Hansen, Riu, Oftedal primește mingea destul de greoaie, Spinola este în fața ei, Anemete Hansen a ajuns extremă dreaptă, o pasă greșită, picior la Oftedal, recuperarea Rapidului, contra-atac, Ostase! Apără din păcate Solberg, foarte multe ratări și în partida tot, Solberg a închis poarta la câteva contraatacuri are Rapidului, de aceea Rapidul a trebuit să se recunoască învinsă până la urmă la Ghior. Pasă pentru extremă, Luca, 7 metri, da, e intrat pe culoar Canor. Lucas n-a avut timp decât un pas și s-a aruncat la sacrificiu încercând să înscrie în colțul lung. S-a lovit de franțuzoaica Rapidului, 7 metri pentru Ghior. Tam să avem 4-2 dacă n-am fi lovit un picior pe Solberg la faza precedentă. Ați văzut și pe Capitanovic care este acum față în față cu Mette Hansen. Apără Capitanovic! A ghicit-o pe Mette Hansen care a vrut să-i dea sus în dreapta și rămâne un gol pentru a fi în fața Ghiorului, minutul 6. Nimic întâmplător la Capitanovic, s-a dus fix pe traiectoria încercată de adversara sa. Avem nevoie de o poartă foarte sigură, iar Capitanovic a început bine meciul împotriva lui Ghior. Ghior are doi dintre cei mai buni portari din lume. Espinola în interdreapta încearcă o depășire, îi pasează Martei Lopez. Lopez e liberă! Cuceschi marchează! Super acțiune creată de jucătoarele lui Viver. Clar n-a fost nici aici o întâmplare lucrată la antrenament. A rămas Eliza al doilea pivot. Și încă o dată Capitanovic apără în fața lui Broc de această dată. Încă o situație de 1-1 care croata Rapidului rezolvă. Par neucide jucătoarele lui Ghior. L-a văzut și pe Martin Ambros. Discutăm cu Rafael Dervel, secundul său care a fost pe poaie în meciul tur, dar nu a jucat nicio secundă. Oftedal în centru, fața e Spinola, Hansen pentru Riu, are o aruncare puternică, mingea atenuată, Capitanovic contra-atac, Jennifer Gutierrez, Gutierrez, da, fără din nou Solberg. Al doilea contra-atac ratat de Rapid, de această dată de Gutierrez, după ce și Ostase nu reușise să înscrie situația de 1-1, pasă greșită și pentru campioanele lui Martin Ambros. Ce contează atmosfera, iată, în această partidă. Le mai tremură mâinile și acestor super jucătoare care sunt coordonate de Martin Ambros și chiar ne face semn acum Ibericul să fie mai liniștite. Martin Ambros la ultimul sezon pentru Ghior. Din vară se speculează că va veni Oleg Stad, antrenorul de la Vipers, câștigător de 2 ani la rând cu echipa norvegiană a trofeului, și el a anunțat că nu-și mai plângește înțelegerea cu Viperele Norvegiei. Aruncare de la 9 metri pentru Rapid. Are și Ghior parte de un suport extraordinar din partea fanilor, dar nu se compară cu rapidiștii. Buceschi încrucișează cu Espinola, nu aruncă. Canor a jucat foarte bine meciul tur, a angajat-o pe Lopez, care este faultată. 9 metri pentru Rapid. Apărare centrală pentru Ghior cu masivele Mette Hansen și Broc, fosta jucătoare de la CSM. Reluăm atacul pozițional cu Espinola, Buceschi, Canor, vine Gutierrez în circulație, vine de 9 metri, acum se duce al doilea pivot, Eliza, pătrunde zona centrală, Espinola, pasă la extremă, greu pentru Lopez, atace un culoar mic, Fenta, Espinola să nu facă pași, întâmpre pasiv, mingea cu noroc la 2-2, îl scrie Lorena
Stase. 5-2 pentru Rapid într-un început extraordinar de partidă. Chiar dacă Rapidul a ratat două contraatacuri, iată cum se deprinde la 5-2, iar ceea ce e cel mai important, felul în care rapidistele se descurcă în apărare, pentru că n-au luat de la posta campioană a Europei decât două goluri în 9 minute. Acesta este al treilea marcat de Șațel din extrema stângă. A, dacă s-ar păstra această proporție, ar fi extraordinar, măcar până la pauză. L-ați văzut pe Martin Ambros, la al doilea mandat pe banca Giorului, a câștigat de 4 ori Champions League cu această echipă din totalul celor 5 trofee pe care le are supercampioana Ungariei. El mai are și alte finale pierdute, 2 cu Gior, una cu Iceacu și una cu Rostov. Este unul dintre cei mai tari antrenori din lume. Bară! Și mingea nu intră poartă din Solberg. Cenauțanu este 9 metri, s-a întors faza cu faultul la Canor. Execută Lorena Ostase, Buceschi, Espinola și Canor, linia de 9 metri a Rapidului. Buceschi, Canor pleacă în centru, spuneam Canor, 7 goluri în meciul tur. Orlan Canor, Espinola, Lopez, Boltă, gol! Câtă maestrie pe mâna stângă pentru Marta Lopez, care a reușit să-i pună Boltă, unul dintre cei mai importanti din lume. 8 gol și apără din nou Capitanovic, a patra paradă pentru Ivana în aceste 10 minute fabuloase ale giuleștencelor. Fantastic a început portarul Rapidului, Ivana Capitanovic, 27 de ani, a venit în vară de la Metz. Atac al Rapidului, care se poate desprinde la 4 goluri după primele 10 minute. Buceschi, Canor, Buceschi, Espinola. Buceschi, Ostase, schimbă poziția, Espinola, aruncă Canor, dar apără Solberg. Ne-am repliat până la urmă, era să facă pași de Dalia, a dat-o lui Hansen, Șațăl și a înscris odată extrema Giorului, jucătoare născută la München, care are și ea o dibăcie nemaipomenită, are un procentaj foarte bun, mai ales pe faza a doua sau contra-atac. Iese Canor și intră Sorina Târcă Grozav, schimbarea care ne-a obișnuit Carlos River în acest sezon. Cauzată și de faptul că Orlan Canor n-a intrat destul de bine în meci, a ratat două acțiuni până acum. Espinola, Grozav, Buceschi, Grozav, Espinola, Lopez, gol! Încă reușită pentru Lopez, care pare să fie cea mai sigură mână până acum pentru Rapid. Pe început de partidă, 7-4, doar două atacuri a ratat Rapidul și încă două pe contră, Bro. Speriat-o Capitanovic, a forțat-o să caute extremitatea porții olandeze și ați văzut unde s-a dus mingea. E a doua ratare a lui Yvette Brock, obișnuită cu sala polivalentă, poate nu chiar cu această intensitate a atmosferei, să nu uităm, a jucat la CSM București, dar a jucat împotriva Rapidului și a pierdut titlul în sezonul trecut. Iată pe Ostase, Espinola, Grozav, Buceschi, pătrunde, foarte bine, Gutierre, gol! De pe ambele extreme, Rapidul reușește să fie eficientă și conduce cu 8-4! Foarte importantă și reușită a lui Gutierrez să-l face pe Martin Ambros să-și aducă jucătoarele la bancă. Plus 4 pentru Rapid. Combina, stăpânește și câștigă cu funcția Playmaker. Poți să pui pe același bilet până la 10 pariuri din același meci. Casa pariurilor. Aici joacă experții. Acțiunile cu care Rapidul a reușit să perforeze constant poarta lui Gheorghe.
Pe de altă parte, atmosfera din tribună este una senzațională. Contribuie, să spunem, și cei 100 de suporteri ai lui Gheorghe, armați cu 4 tobe, dar nu pot face altceva decât să îi acompanieze pe fanii Rapidului, cât alături de ei Cristi Săpunaru, la câțiva metri de noi, în dreapta noastră. E o atmosferă extraordinară. Gheorghe atacă la 8-4 pentru Rapid. A schimbat pivotul Martin Ambros, dar greșesc din nou jucătoarele lui Gheorghe. Zemico a greșit și ea în interdreapta. Groza vine la sacă și dă pe lângă, dar din fault 9 metri. Se uită Martin Ambros, trămasă oficial, n-a înțeles această decizie. Aveți în imagine pe fostul selecționer al României, care a lăsat naționala la jumătatea ciclului olimpic și am referat să se ducă în Rusia, unde a pus și el la un moment dat dat la o parte, așa în viață. Avertizată Blom acolo, pentru că o șicana pe Ostase. Două schimbări făcute de Martin Ambros. Pivotul Blom trimisă pe teren la fel Estel Zeminco. Una singură făcută de Carlos Viver. Canor cu grozav acum la minge. Bucevski încearcă o pasă către Ostase. Mingea prea înaltă, contraataca lui Gheorghe. Blom reușește să marcheze. Da, prima greșeală pentru CSM, pentru Rapid, mă scuzați, în pozițională la pivot. Și ne-au penalizat Buroicele cu un contraatac. Sperăm că nu vom mai greși pasa decisivă. Este foarte important, pentru că este neucitor contraatacul Gheorghe-ului. Ați văzut ce s-a întâmplat și la faza precedentă. Grozav pentru Espinola. Vine Eliza lansată. A plecat Ostase în zona 4 către eventuală pasă. Gutierrez. Eliza nu poate să arunce de la șot. Aruncă și scrie Sorina Grozav. Superbă traiectorie. De pe un post patentat la echipa națională de Sorina Grozav, cel de interdreapta. Acum gol marcat de Gheorghe. Ane Mede Hansen cu noroc reușește să marcheze după ce mingea a lovit-o și pe Capitanović. Bucevski! Lopez! Marchează! Intră surprinzător Lopez pe culoar și o minge pe Solberg. Apropo, și selecționerul României este în tribune. Florentin Pera n-avea cum să lipsească. Apropo de golul de mai devreme al Sorinei din interdreapta. Și Xavi Pascual, selecționerul sonarei masculine și patronul lui Dinamo, care a făcut egal joi cu Zagreb și Pascual este în timpul liber, Costi. A rămas pe locul 4 Dinamo în Liga Campionilor. Zemicoș, mai a apărut o dată Capitanović, balon deviat, extraordinară. Din nou parada lui Capitanović, are 6 mii scoase până acum. Scoase Eliza Bucevski la jumătatea reprizei și a intrat Stefan Polman, superstarul olandez, venit de la Nykoping în urmă cu 2 săptămâni, când s-a știut că Fraga Fernandez nu mai poate să joace pentru o perioadă de aproximativ 2 luni în funcție de recuperarea care o face după operația menisc. Aruncă Sorina, din păcate acum o ghicește Solberg. Da, practic Alicia Fraga Fernandez este așteptată anul viitor în meciuri, în cele 5 meciuri rămase din Liga Campionilor pe care Rapidul le va juca la anul. Acum Polman face pași mici către integrarea perfectă în sistemul Rapidului. Observați acum se apără în extrema dreaptă, nu este o apărătoare extraordinară. Ataca lui Gheorghe, Zeminco cu 8 dal, Riu crucișează cu un Zeminco. Oftedal se oprește, pătrunde până la urmă, pași în faul, 9 metri. Au forțat culoarul 2 acolo, Oftedal. Greu după ce l-a plecat Riu din interdreapta în centru. Martin Ambros mai discută ceva cu Tania Medved, observatorul Lena și a fost o mare jucătoare. Zeminco la extremă. O apără Capitanović și până la urmă s-a aruncat acolo. Bine că nu s-a accidentat Gutierrez. Bine, rămâne Gheorghe în pozițional. Scoasă până la urmă Polman. Ați văzut Gheorghe care a atacat fix unde Polman era în apărare, dar au ratat până la urmă jucătoarele lui Gheorghe. Marchează acum suedeza Limplum, care a fost la Minaur Baia Mare. Repune rapidă, dar s-au repliat și jucătoarele Gheorghe-ului. O echipă de mare tradiție, știți bine, care s-au investit foarte mulți bani. Au fost 8 sezoane
care Ghiorul a fost pe lângă trofeul Ligii Campionilor cu semifinale și finale și până la urmă a început și ea să câștige datorită lui Martin Ambros, care l-a învățat, spunea pe jucătoarele Ghiorului, să facă apărare. El venind de la Iceapă după finala a pierdut în 2011 cu Larvi. Pe traseul lui Iceapă a fost și Olchi, dacă mă amintesc am în acel sezon. Rozav pentru Lopez, Orman, Espinola pentru pivot, faultată Lorena Ostase către Blom. A venit și Daniel Nicolae, președintele clubului Rapid, alături de capitanul Săpunaru. Păși colegi, gol, Espinola, superb, aruncat cross la vincul. Profită de pasivitatea din apărarea jucătoarelor lui Ghior. Acum Riu pentru Oftedal, pasă târzie către Șațel, n-avea pe unde să pătrundă. Oftedal, Riu, Zemico, se poziționează altfel jucătoarele lui Ghior cu Zemico în centru și Riu în dreapta. N-a mișcat Riu până în acest moment, un lucru îmbucurător pentru defensiva Rapidului. Blăm, Riu, Oftedal, o depășește pe Spinola și are o viteză extraordinară, dar foarte bună Capitanović, Rapidul recuperează. Și Ostase, cum a furat mingea din Sevicer, că din fața lui Blom s-au închis bine maghiarele, dar rămâne o poziționare, este important. Putem să mergem la plus 5 dacă putem acest pozițional pe 18 minute uluitoare de Rapid în fața Ghiorului. Face un meci mare Ivana Capitanović. Schimbare la Rapid, a intrat Ainhoa Hernandez pe pivot în locul Lorenei Ostase. Lopez vine și ea în centru, Polman a văzut-o, angajează pivotul, Hernandez se bate cu două apărătoare, Zemico și Blom. 9 metri pentru campioana României. Sandra Toft a intrat în poarta lui Ghior. Polman are culoar! A încercat să-i paseze lui Hernandez. Da, și iarăși șansa de scapă pe contratac. Mai înscriu o dată pe contratac, al treilea gol pentru Ghior. Deocamdată are de unde pierde Rapidul. 11 la 8 și intră și Bada în extrema dreaptă, Corciu și pe stânga, s-a schimbat toată echipa până la urmă pe atac Carlos Viverla după jumătatea primei părți, pentru că are jucătoare valoroase. Espinola e singura care a rămas, apărare se încerc 7 metri, decizie corectă. Foarte bine a fructificat Ainhoa Hernandez lărgimea dintre Blum și Riu. Riu în continuare parcă nu are de reperele de altă dată. A venit săptămâna trecută din nou la pregătirea lui Ghior. Bucetti marchează de la 7 metri. Plus 4 pentru Rapid în fața Ghiorului. Mai sunt 10 minute din prima rundă. Sperăm că putem să ținem ritmul și apoi să le forțăm pe campioanele Ungariei să greșească mai mult, care au derby în Liga Maghiară miercuri cu Ferencváros la Budapest. A zis-o pe Ferencváros și genunchiată de CSM. 33 la 29 a fost o victorie clară pentru bucureștenii, care au avut și 10 goluri. Riu, blocată de Spinola, tot ea recuperează din semicerc. N-a fost cel mai clar semn al arbitrului, da, dar este golul validat până la urmă, e 12 la 9 pentru Rapid. Mingea nu era în contact cu solul, e adevărat, dar poate era adversarea prin semicerc. A cerut capitanul prin semicerc, da? Da. În fine, au fost decizii ok până acum, speram să nu poartă acești arbitrii croați. Grozav, Pinză, Badea, Polman. Din nou Grozav pe zonă centrală, Polman dă mai extremă, Badea, gol! Înscrie Alexandra Badea, jucătoare inventată de școala sportivă 181, minge pentru Lucaci, nu se aștepta, ce pasă! Extraordinară, Capitanović! În fața pivotului Liv Blum, o nouă intervenție a lui Capitanović, cea mai bună jucătoare a primei reprize. Ține cu adevărat echipa în joc și dă încredere croata. Cogeor sale cu paradele uluitoare a ajuns la 8-5 scoase. Ivana Capitanović, care s-a accentat la începutul sezonului, vă aduceți aminte chiar în meciul de Supercupă. Pasă în partea opusă, Badea nu mai poate să atace zona. Polman,
ce pas a dat, aruncă cu spate la poartă Hernandez, apără 9 metri pentru Rapid. A vrut să imite pe Lorena Ostase, care a marcat așa la începutul meciului. Hernandez, Espinola, grozav de mașină, apără din păcate daneza Toft. A așteptat acolo Sanda Toft, parcă tot ea recuperează. Sorina, gol! Nu se pune golul, a arătat arbitrul. A discutat ceva arbitrul, a arătat spre masă oficialilor. La urmă, Vatar Muselin. Ce s-a întâmplat, dacă a fost pași sau nu. Sau pași sau a călcat în aur. Da. Posibil asta să fi fost. Deci văd că tabele 14-9. 14-9, da. Zemicor reușește să marcheze. Da. Arbitru care era acolo a făcut semn din mână că nu este validat golul. În fine, vom vedea la pauză cum se va contoriza până la urmă. 14-10 pe tabelă, minutul 23, spre bucuria lui Zemico, superstarul francez, care... Observatorul acestei partide ne-a rugat ca suporterii noștri să nu mai fluere, ne conformăm și vă transmitem asta. Mulțumim! Espinola, Polman, din nou grozav, pasă în partea opusă la extremă, Corșoș, împinsă Corșoș! Pe dreapta de Falufec, intrată în locul lui Lucaci. Dorina Corșoș, fostă jucătoare la Gheorghe, câștigătoare a Ligii Campionilor de 3 ori, timeout pe care îl cere acum Carlos Piver. Iată și pe suporterii Rapidului, care n-au tăcut o clipă de la începutul meciului. Observatorul acestei partide ne-a rugat să transmitem faptul ca suporterii noștri să nu mai fluere. Ne conformăm acestui anunț și vi-l facem cunoscut. Mulțumim! Fotbal la cote maxime. Satisfacție din prima. Fortuna. Ambii antrenori au luat câte un timeout această repriză. Diferența rămâne în favoarea Rapidului după o prestație consistentă din toate punctele de vedere pentru campioanele noastre. Grozav atacă zona centrală, aruncă în bară, din păcate, și împinsă Sonia Grozav, nu se mai întoarce faza. Tof pune mingea în joc pentru Zemicov. Deosebit de mature au fost jucătoarele Rapidului până acum, a reușit să gestioneze foarte bine avantajul luat. Pe de altă parte, în apărare s-au descurcat minunat, având-o pe Ivana Capitanović, un adevărat conducător al defensivei. Ataca lui Gheorghe, Oftedal în centru, Riu, Oftedal, Riu, pasă până la Estel Zemicov, semicer clar, căzută. Cum apărase Capitanović, da? Zuse și franțuzoaie ca plângeam, iată și pe... Da, Săpunaru. Pe, da, pe Săpunaru, da? Și Nico. Unul dintre șefii de galerie aici, de fapt, toți își încurajează echipa. Este o atmosferă unică în sala polivalentă și eliminare la Mette Hansen. N-am avut eliminări până acum meci. Lucru 24. Important acest moment. Rapid poate să ducă la plus 5 și apoi să scoate și minge în apărare de până când va risca Gheorul. Două jucători au jucat până acum toate cele 24 de minute, tocmai interii dreapta, Riu și Espinola. Espinola ceva mai bine decât Riu, care își continuă evoluția șteasă. Espinola, grozav. Grozav încearcă până la Hernandez, mingea recuperată de Grozav, Polman indică o altă schemă, Ioi Hernandez, iată-o pe Espinola, acum încearcă o pasă până la Badea, dar forțează Espinola, din păcate Rapidul ratează în superioritate. Mai bine au jucat 7-7 decât pe omul plus rapidistele, dar nu este nicio problemă, poate scoți și mingea în apărare și se echilibrează.
Mai sunt 5 minute jumătate din prima repriză, etapa 8, astăzi la jumătatea competiției, în tunelul celor 14 etape, care Rapidul a făcut un sezon extraordinar, în special cu victoria în fața lui Eisberg la Mioveni și cu egalul scos cu Mes. Va fi sezon în partea a doua destul de delicat cu meciuri de plasare la aceste două, dar bine că și-a făcut punctele acasă. Omul va mai bate logic pe Castamonu și pe Zagreb și Rapid va fi sus. Zemico aruncă gros și înscrie. Poarta goală! Bine accelerat Top și a scos mingea. Iată aruncarea Elizei Buceschi, dar Toft a reușit să vină Rapid în poartă și să-și treacă o nouă intervenție. Rapidul nu trebuie să lase ritmul, spuneam și în intervenția de la știrile DigiSport, trebuie să joace constant foarte bine împotriva lui Gheor pentru a câștiga. Gheor a pierdut un meci chiar pe teren propriu în această ediție a Ligii Campionilor împotriva franțuzoaicelor de la Metz. Plăm, Riu, Oftedal, Oftedal, Riu, continuă, gol marcat de Falu Beghi. Au avut timp și de schimbare, iată, noi n-am înscris în superioritate, dar au înscris maghiarele în inferioritate de două ori, de Rapid a mers mingea până la extremă. Polman, grozav, Polman. S-au așezat mamăriste Gheorului la 6 metri și reluăm poziționalul. Polman pasă peste extraordinar Spinola, o paradă pentru Tov, Zemico pe contraatac. Și-au redus supercampioanele Europei de la minus 4 la minus 1. Nu-i nimic, fetele de la Rapid trebuie să continue să joace foarte bine, așa cum au făcut-o până acum. Polman, iată pe suporterii lui Gheor. Polman continuă cu grozav. Polman se demarcă Hernandez, Espinola, grozav. Grozav nu poate arunca la poartă. Grozav mai departe pentru Polman. Polman încearcă o depășire, se apără extraordinar Zemico. Aproape să facă forțare Stavana Polman. 9 metri, din nou Polman pentru Hernandez. Ne vor băga în prepasiv dacă nu mai scoate 9 metri, dar greșit pasa. Nu mai merge jocul Rapidului în atac exact la superioritate, de vreo 4 minute. Și acum se mai au ușor pe viață și suporterii Gheorului, care până acum a fost reduși la tăcere de admirabil fani Giulește. Probabil că pe atacul următor Carlos Rivero va scoate pe Stavana Polman. Oricum ea nu face faza de apărare. Oftedal, Riu nu poate arunca, până la urmă o face, a reușit să depășească și să marcheze destul de ușor. 14 egal cu 2 minute înainte de finalul primei reprize. Grozav, la Buceschi. Polman joacă Inter dreapta, Espinola pentru prima oară odihnită. Estel în Zemico vine de la campionatul european fără a străluci acolo cu naționala Franței, avea locul al patrulea, a pierdut finala mică cu Muntenegru, naționala lui Krumholz. Medicul Florin Oancea acum o ajută pe Eliza Buceschi să-și revină cât mai repede. Abia a intrase Eliza după vreo 5 minute de odihnă, care a jucat Polman. Păcate cu noastră n-am reușit să fructifice în pozițional, dar este timp până la pauză pentru să câștigă această rundă, pentru a avea moral bun în partea a doua întâlnirii. Va rămâne pe teren Eliza Buceschi, se duce ea în interdreapta, probabil va face schimb de locul cu Stavana Polman, era pregătită ca nor să intre în locul Elizei. Polman, grozav, Polman, Buceschi, Polman, Hernandez, Buceschi, grozav, Polman, grozav, Buceschi, poate face o depășire acolo, s-a temut puțin de Oftedal, Badea, Polman, grozav! Apără Top, recuperează Polman.
fabuloasă Tov de când a intrat în poartă, a ghicit-o pe grozav de 3 ori până acum. Olman la extremă, Corșeuș are culoar mic, nu riscă. Olman pe partea opusă, bagă în scurmă, apără odată, Tov recuperează, Eliza Buceschi rămâne pe atac, încă 90 de secunde din repriză. Olman, stava la Olman, grozav. Se uită către Buceschi, blocată de Ghior Sorina Grozav, aruncare de la 9 metri. Polman. Grozav. Corșoș! Marchează după multă vreme Rapidul prin Dorina Corșoș, fosta jucătoarea lui Ghior. Important această rezare de pe extremă. Interii n-au mai avut curaj să arunce sau să forțeze o pătundără, un pas la pivot și au dat mingea lui Corșoș, care păcălit-o pe Santa Tov. Ultimul minut al primei reprize. Rapid a jucat foarte bine pe urmă cu 5, când a avut plus 4 pe tabelă. Și acum luptă ca să intre, dacă bine, măcar cu plus 1. Riu, Fente. Pasă pentru pivot. Scoasă de pe traiectorie, dar ce aruncare reușește Broc în vinclu. Senzațional olandeza. Grozav. Avem timp de un atac așezat, 30 de secunde. Polman. Încă 10 secunde de superioritate, dar Rapidul se gândește mai degrabă să termine în atac prima repriză. Buceschi pentru Hernandez! Apără din nou, Tov, incredibil. Era căzută Toft acolo și a cerut mingea jos în grapa. Extraordinară Toft. Of the Dahl și arată super clasa și Ghiorul la pauză are născut în ultimele 7-8 minute și are 16-15 după ce Rapid a strălucit, spuneam, aproximativ 55 de minute. De la acea superioritate Rapid n-a mai putut să creeze probleme în atac. Revenim după pauză.